Pompierii bucureșteni s-au mobilizat pentru alegerile de mâine. Aceștia au verificat săptămâna aceasta fiecare secție de votare pentru a se asigura că este dotată cu mijloace pentru stingerea incendiilor. De asemenea, aceștia recomandă ca fiecare secție să-și mențină căile de ieșire libere în permanență. Discutăm despre acest subiect cu purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București, Daniel Vasile, căruia îi spun bună dimineața, îi mulțumesc că e alături de mine. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Domnule Vasile, e o zi specială așadar și pentru noi și pentru dumneavoastră. Este în primul rând o misiune complexă, din care face parte și Inspectoratul pentru Situații de Urgență de al Uspirii al Municipiului București. Suntem angrenați în buna desfășurare a acestei activități de votare pentru alegerile europarlamentare. În acest sens, primele măsuri au fost instituite încă din perioada campaniei electorale, adică au fost verificate secțiile de votare de către specialiști din cadrul Inspecției de Prevenire a Incendiilor. Ne interesa în primul rând să vedem dacă aceste secții de votare sunt dotate cu mijloace de primă intervenție în cazul izbucnirii unui incendiu, în speță stingătoare, dacă personalul de la care va deservi în ziua respectiv secțiile de votare cunoaște atribuțiile care le revin, dacă știu să utilizeze stingătoarele, totodată le-au fost reamintite normele cu privire la fumatul în normele de fumat în general. Ați identificat cazuri particulare în urma acestor verificări? Da, bineînțeles, au fost formulate și recomandări care au fost rezolvate punctuale. Spre exemplu, nu erau suficiente stingătoare și a trebuit suplimentat numărul acestora. Nu erau amplasate corespunzător și, de asemenea, au fost formulate recomandări. Important este ca persoanele desemnate cu atribuții PSI în ziua respectivă să-și cunoască foarte bine îndatoririle și, în cazul izbucnirii unui incendiu, să acționeze în prima instanță, apoi să solicite la 112 intervenția pompierilor. Totodată, fac precizarea că mâine, în cursul zilei de duminică, vom avea echipaje de pompieri care vor fi dispuse, în primul rând, la birourile electorale de sector și la biroul electoral central, fiind o zonă și un obiectiv special. Totodată, în serviciul operativ, sunt peste 400 de pompieri care vor putea interveni în orice altă locație unde este organizată secție de vot și nu numai. Aici luăm în calcul și toate celelalte intervenții pe care le gestionăm în mod curent în București. De curiozitate, ați avut anii trecuți evenimente de acest gen neplăcute în preajma alegerilor? În preajma alegerilor, da, dar în mod special în ziua alegerilor, nu. Chiar nu au fost probleme în ceea ce privește respectarea normelor PSI. Au fost probleme, spre exemplu, probleme medicale, în sensul că persoane care așteptau să-și exercite dreptul de vot au avut nevoie de asistență medicală din partea echipajelor SMURT, dar nu au fost probleme deosebite. Aș vrea să discutăm împreună și un alt subiect care evident nu are legătură cu alegerile europarlamentare, dar e foarte aproape de noi pentru că s-a întâmplat azi noapte. Vorbim despre o tragedie cumplită în capitală. Un bărbat a murit după ce s-a aruncat în gol de pe pasajul Obor și a fost lovit și târât câteva zeci de metri de o mașină. Impactul a fost atât de puternic încât bărbatul a decedat pe loc. Nimeni nu și-a dat seama pe moment ce s-a întâmplat. Atât șoferul care l-a lovit pe sinucigaș, cât și taximetristul care se afla în urma sa, au crezut că a fost vorba de o bucată din acoperișul pasajului. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia. Am văzut o siluetă căzând de pe pod. Eu am crezut că este vreo bucată din pod căzând, că asta e, se mai întâmplă la noi. Mi-am dat seama că e vorba de un om în momentul în care am văzut că a zburat Adidas într-o parte și în alta. Da, Daniel Vasile, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București. Un caz dramatic. Un caz dramatic și, din nefericire, nu este singurul. Vă reamintesc că și în cursul zilei de luni a mai avut loc un suicid în zona stației de metrou la Universitate. Revenind la acest caz, a avut loc în jurul orei 22, de pe pasajul Obor. Adică ora 22, ora la care oră târzie, se circulă, chiar dacă târziu. Târzie, la 22 încă se circulă în București fără niciun fel de... Cel puțin prin zona pasajului era un trafic intens. Acest bărbat, din câte se pare, potrivit declarațiilor martorilor, s-a aruncat de pe pasaj, a căzut în zona carosabilului, unde a fost lovit, așa cum a fost precizat și material, de două autoturisme. Primele echipaje medicale, mă refer la ambulanță tip B și la unitate de terapie intensivă mobilă, au constatat că bărbatul era decedat, avea semne evidente ale unui deces.
Prin urmare, a mai fost necesară și intervenția unui echipaj de descarcerare, pentru că bărbatul a rămas prins sub unul dintre autoturisme. Deci o intervenție atipică, am putea spune. Da, o imagine extrem de urâtă. Mulțumesc tare mult, Daniel Vasile, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București. Mulțumesc și eu foarte mult.